Adevărul crud în conducerea oamenilor este următor. Ceea ce nu se verifică, nu se întâmplă. Iar ceea ce nu poate fi măsurat, nu poate fi verificat. Degeaba delești tu obiective și responsabilități dacă nu sunt măsurabile și nu verifici într-un mod structurat și consecvent îndeplinirea lor sau progresul făcut. De asta, evaluările de progres și de performanță sunt atât de critice în conducerea oamenilor, în management.